Ziua de 9 mai a fost marcată prin ceremonii oficiale atât în București cât și în țară. În capitală, la Monumentul Eroilor Patriei din al doilea război mondial, de pe esplanada Universității Naționale de Apărare Carol I, s-au depus coroane de flori și s-a oficiat o slujbă în memoria eroilor neamului căzuți la datorie. Mihnea sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, eroi, ostași români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. La 9 mai 1945 la Berlin a fost semnat actul de capitulare necondiționată a Germaniei, care a dus astfel la sfârșitul în Europa al cele mai mari și mai sângeroase conflagrații mondiale din toate timpurile, al doilea război mondial.